Frați și surori, aș vrea, așa cum s-a spus mai de dimineață, să spun și eu în această dimineață, Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Ne-am adunat în numele Domnului Iisus Hristos aici și este o sărbătoare în această dimineață, este o sărbătoare să stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor, mi-am dorit mult, vorbea despre cina cea de taină, cum spune Scriptura, mi-am dorit mult să stau cu voi la masă. Și mă rog lui Dumnezeu și îmi place să cred că și noi ne-am dorit mult ca să vină ziua de duminică în care să stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos. Să stăm la masă, să ne împărtășim din cuvântul Domnului Iisus Hristos, să ne împărtășim apoi din trupul, din sângele Domnului Iisus Hristos, care noi știm că pentru noi este viață. Și Domnul Iisus Hristos, într-una din predicile Lui, când mulți ucenici s-au supărat, s-au frustrat și au spus vorbirea aceasta este prea de tot. Celelalte au mai fost cum mai fost, le-am acceptat. Dar asta este prea de tot când Domnul Iisus Hristos le spunea cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață. Și bineînțeles, oamenii aceia au înțeles firești, pentru că erau firești. Dar noi știm că Domnul Iisus Hristos vorbea în mod simbolic și pentru cei duhovnicești și atunci și acum știm că se vorbește în mod simbolic de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și noi credem, ca și Biserica lui Dumnezeu, credem că atunci sau cerem binecuvântarea peste trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, peste azimă și peste rodul viței, și ele dau putere, primești puterea trupului Domnului Iisus Hristos și sângele Domnului Iisus Hristos. Știți ce era în trupul Domnului Iisus Hristos? Știți că era putere de vindecare? Și nu numai în trupul Domnului Iisus Hristos. În hainele Domnului Iisus Hristos care le purta. Vă duceți aminte de acea femeie? Este așa ușor să trecem cu vederea peste aceste detalii foarte importante. Și știți cât timp trecem cu vederea peste ele? Până ajungem noi în situația respectivă. Și când ajungem în situația respectivă, facem ca și Petru când s-a scufundat. Doamne, scapă-mă! Și suntem în stare. Și oamenii sunt în stare să facă lucruri care nu sunt logice. Numai să primească vindecare. Să primească eliberare. Stăm aici la masa Domnului Iisus Hristos. Și eu cred că împărtășania cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos este viață. Este viață și în trupurile noastre. Dacă cineva este bolnav, eu știu, nu știu ce gânduri l-a adus aici. Poate în mintea lui s-a născut gândul și a spus, dacă mă apropii de cine astăzi, primesc vindecare în trup. Și trupul Domnului Iisus Hristos are putere să dea vindecare. Sau să primim viață în sufletele noastre. Măcar că suntem vii, măcar că umblăm pe picioarele noastre, măcar că poate suntem plini de viață. Adeseori. Și foarte des în vremurile în care trăim și mai mult ca și oșică. Așa de mult suferă sufletul. Se spunea despre Lot că locuia la porțile Sodomei. Eu nu știu ce vedea Lot acolo. Nu știu care erau problemele care el întâmpina. Dar știu un lucru. Spune cuvântul lui Dumnezeu că își chinuia sufletul. Își chinuia sufletul. Văzând ceea ce se întâmplă acolo. În vremurile în care trăim, dragii mei,
N-ai cum să nu-ți chinui sufletul când vezi ce se întâmplă în jurul tău. Când vezi și auzi. Și în fiecare zi trăim niște lucruri care pur și simplu și pentru cei care nu cred în Evanghelie, spune, e pur și simplu bulversant ce se întâmplă acum. De aceea este important să stăm la masă. Este important să ne apropiem de trupul Domnului Iisus Hristos, de sângele Lui care ne curățește și astăzi, are aceeași putere să ne curățească ca să primim viață. Vă aduceți aminte, nu cu câteva săptămâni sau poate chiar două luni în urmă, am vorbit la împărtășirea trupului și sângelui Domnului Iisus Hristos și am spus că o să țin, dacă este posibil, un șir de trei predici care ne învață Scriptura că sunt niște arme puternice care ne ajută să ne păzim de păcat. Vă aduceți aminte că spuneam atunci și auzim, tot timpul auzim aceste cuvinte la frați, la surori, la semenii noștri. Și să spune că în săptămâna dinaintea cine? Ai cele mai mari lucruri. Parcă în celelalte săptămâni, parcă cineva te lasă în pace. Dar parcă în săptămâna aia toate ți se răscolesc în cap. Parcă nu mai merge nimic. Și se întâmplă des că pierdem unele bătălii. Și ne trezim că vine sâmbăta și ne aducem aminte că este cina. Și pierzând bătălii din timpul săptămânii, ne vine un gând și cel mai simplu. Zice noi, mâine nu mă împărtășesc. Vi s-a întâmplat asta? Mâine nu mă împărtășesc. Și spuneam atunci că aș vrea să vă prezint trei arme puternice care ne ține departe de păcat. Care dacă știm să le aplicăm în lumina Scripturii, ne ține departe de păcat. Și în felul acesta, de fiecare dată când este cina, putem să ne apropiem și să primim viață. Și vorbeam atunci despre să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Și spuneam atunci că nu am copiat sau nu am învățat aceasta neapărat de la oameni. Am învățat de la Domnul Iisus Hristos. Și toate acestea trei arme puternice, eu le-am citit în Scriptură și le-am văzut în caracterul Domnului Iisus Hristos. Și pe El vrem să-L copiem. Și vorbeam atunci, prima armă puternică este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm, Domnul Iisus Hristos când a fost ispitit, știm cum i-a răspuns diavolul. Prin Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu s-a străduit să formuleze ca și om niște cuvinte oarecum ca să fugă de aceste ispite. El a aplicat Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Cuvântul lui Dumnezeu se aplică și poți să-L aplici atunci când îl cunoști. Nu? Dacă nu-L cunoști, atunci vom spune lucruri de la noi care nu totdeauna s-ar putea să fie eficace. Și citeam data trecută despre Cuvântul lui Dumnezeu primele 20 de versete din Psalmul 119. Psalmistul aici este un om foarte ocupat. Nu să știe cine e autorul Psalmului 119. Măcar că este un psalm extraordinar. Și citeam primele 20 de versete și aici psalmistul vede foarte clar și lămurit. Este foarte preocupat de Cuvântul lui Dumnezeu să-L cunoască. Și era drag Cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu numai să-L cunoască. Era preocupat să-L împlinească. La ora de rugăciune se spunea aici că cine iubește pe Domnul Iisus Hristos va trăi ca și Iisus, ca și El. Deci nu e suficient să iubim Cuvântul lui Dumnezeu sau să-L cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, trebuie să-L trăim. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu versetul care îl cunoaștem toți. Aici este inclus în cele 20 de versete. Versetul 11 spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta.
prin alte cuvinte, fiind plin de cuvântul lui Dumnezeu, te ferește de păcat. Pentru că atunci când ispita, când diavolul vine să te ispitească, pentru că apostolul Iacov spune, nimeni nu să nu spună, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci fiecare este atras și ispitit de pofta lui însăși. Noi suntem un pericol pentru noi. Ați observat asta în viața dumneavoastră? Eu am văzut în experiența vieții mele. Sunt un pericol pentru sufletul meu. Deci dacă nu țin trupul în frâu și nu sunt atent cu privire la el, el este un pericol pentru sufletul meu. Și mă străduiesc și sper că ne străduim toți. Să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, ca să nu păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Și aceasta este o armă puternică împotriva ispitelor care vin în fiecare zi. A doua armă puternică, aș vrea să vorbim astăzi în minutele care ne-au mai rămas, și aceasta am învățat tot de la Domnul Iisus Hristos. Pentru că, așa cum am spus, toate aceste trei arme puternice le-am citit și le citim din Scriptură și le vedem că Domnul Iisus Hristos le-a aplicat și le-a trăit. Le-a pus în practică. Știți care este a doua armă puternică? Cred că v-ați dat seama. Este rugăciunea. Este rugăciunea. Și aici se complică puțin lucrurile. Aici se complică puțin lucrurile cu rugăciunea. Mi-am pus întrebarea și m-am întrebat. Ce este rugăciune? S-a vorbit anul trecut la convenție, când a fost convenție la noi, despre rugăciune. Dar v-ați pus întrebarea, de fapt, ce este rugăciune? Găsim în Scriptură foarte clar o definiție la credință. În Cartea Evreilor, dacă nu greșesc, spune și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Toți cei care înțeleg românește, înțeleg bine ce este credință. Nu este palpabil. Dar despre rugăciune, măcar că oamenii lui Dumnezeu, și mici și mari, și tânăr și bătrân, și bogat și sărac, și sclav, și slobod, și noi practicăm rugăciunea. Și nu știu dacă ne-am pus vreodată întrebarea, de fapt, ce este rugăciune. N-am găsit definiție în Scriptură. Dar putem să tragem concluzie ce este rugăciune. Rugăciunea nu este altceva decât o stare de vorbă cu cineva, cu Dumnezeu. În cazul nostru, ca și creștini, rugăciunea nu este altceva decât atunci când te pleci pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, și aș vrea ca să punctez și să spun lucrul acesta. Într-o stare smerită. Deci rugăciunea să fie într-o stare smerită. Într-o stare smerită. Nimeni nu merge la un superior de-a lui mai mare. Nu se duce oarecum arogant și țanțoș, cum spunem noi, nu se duce să obțină ceva. Că aș vrea să vă spun că nu obține nimic. Se duce într-o stare smerită, umilă, de pioșenie. Și nu numai la nivelul ochilor, la nivelul privirilor. O stare smerită în inimă. Pentru că cu Dumnezeu nu merge la nivelul ceea ce izbește ochii. Cu oamenii poate merge o vreme, dar la Dumnezeu nu merge. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că eu mă uit la inimă. Și Dumnezeu, atunci când ne plecăm pe genunchi și ne rugăm, Dumnezeu se uită la inima omului. La inima omului. Cu ce scopuri, în ce stare vine. Și rugăciunea nu este altceva decât o stare de vorbă cu Dumnezeu. Dar de ce avem nevoie de rugăciune? Găsim în Scriptură și citim foarte lămurit despre rugăciune, că însăși Domnul Iisus Hristos a practicat rugăciune. Personal m-am întrebat și am spus așa. Dacă Domnul Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu, de ce avea nevoie Domnul Iisus Hristos
de rugăciune, pentru că, de fapt, era Dumnezeu. Era Dumnezeu. Aș vrea să vă spun și dacă fratele Iosif Besoiu vrea să ne ajute, în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 6, spune despre Domnul Iisus Hristos atitudinea care avea, măcar că trăia într-o stare și purta chipul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune aici că și măcar că purta în el chipul lui Dumnezeu, n-au considerat sau n-au luat un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. Măcar că Domnul Iisus Hristos era Dumnezeu. Am spus Filipeni, capitolul 2, versetul 6. Eu am aici. Așa. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Asta înseamnă că Domnul Iisus Hristos s-a smerit înaintea ta. Și s-a smerit și prin rugăciune. Și o să vedem mai departe cum s-a smerit. Apoi, în Cartea Evreilor, în capitolul 5, cu versetul 7, veți vedea că Domnul Iisus Hristos a practicat rugăciunea. Uitați ce scrie despre El aici. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Fraților, uitați-vă cu băgare de seamă, Domnul Iisus Hristos era Dumnezeu, dar era într-o fire de om, în natura aceasta omenească. El nu și-a permis ca să nu practice rugăciunea și să nu stea de vorbă cu Dumnezeu. Știți ceea ce l-a lovit pe Domnul Iisus Hristos mai mult? Atunci când a fost răstignit? Și spuneam aici că nu palme, nu bătăile de joc, nu biciu 40 de loviduri. Nu asta l-a durut așa de tare. Știți ce l-a durut? Pentru că Domnul Iisus Hristos, din momentul în care s-a născut, până în momentul în care a murit, a stat de vorbă și a stat într-o permanență părtășie cu Tatăl, cu Dumnezeu, prin rugăciune. Știți ce l-a durut mai mult? Momentul în care păcatul lumii a fost pus peste El, s-a rupt acolo un fir. Dumnezeu și-a luat fața de peste Domnul Iisus Hristos. Și atunci a fost momentul în care Domnul Iisus Hristos s-a simțit singur și nu s-a simțit împărtășia Tatălui. De ce este importantă rugăciunea? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, rugați-vă neîncetat. Am citit acest text, sau a citit fratele Iosif acest text, că Domnul Iisus Hristos, înainte ca să fie prins și apoi răstignit, Domnul Iisus Hristos s-a dus într-o grădină, în grădina Ghețiman, s-a dus cu ucenicii să se roage. Și băgați de seamă aici, rugăciunea Domnului Iisus Hristos era ca rugăciunea unui om. Uitați-vă cu băgare de seamă. Pentru că spune aici, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Oare Domnul Iisus Hristos n-a venit pe pământ ca să moară? Despre ce pahar vorbea Domnul Iisus Hristos aici? Și despre ce pahar? Despre paharul bătăilor de joc și altele, care urma după aceea. Despre paharul acesta. Și totuși Domnul Iisus Hristos îi cere lui Dumnezeu și spune, dacă este cu putință, depărtează aceasta de la mine, să nu trec pe aici. Era în firea de om. Era în firea de om. Și în firea de om aș vrea să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos s-a simțit ca și dumneata și ca și mine. Și știți încă o dovadă, vreau să vă aduc tot din același text. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că la rugăciunea Domnului Iisus Hristos a venit un înger, El Dumnezeu, a venit un înger din cer și l-a întărit. Și ce a întărit atunci? A întărit firea de om și natura de om în El, ca să poată să treacă mai departe.
Aceasta face rugăciune. Aceasta face rugăciune. Dragii mei, o armă puternică împotriva păcatului, împotriva ispitelor, împotriva lucrurilor care le întâmpinăm în fiecare zi, este rugăciunea. Și rugăciunea. Aș vrea să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, rugați-vă, de două ori le spune în aceeași seară. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și în altă parte, cred că în Evanghelia după Marcu spune, Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Și când te pui la rugăciune, de foarte multe ori, ai vrea să te rogi să spui lucruri mari sau mici, să te mărturisești înaintea lui Dumnezeu și atunci te apucă toate gândurile, toate problemele, începi să uiți, începi să-ți aduci aminte, uiți, am închis ușa, n-am închis ușa, am lăsat oala pe foc, n-am lăsat-o pe foc, îmi spunea dată cineva, măi, de la adunare m-am întors acasă. De la ora de rugăciune m-am întors acasă. Să văd, mi-am stins focul sau nu? Pentru că atunci te apucă toate. La rugăciune. Și știți de ce? Pentru că rugăciunea e o luptă. Prima luptă care o ducem în rugăciune este împotriva noastră. Împotriva eului nostru. Domnul Iisus Hristos a dus aceeași luptă ca și noi. Doamne, dacă este cu putință, dă o parte pe aurul acesta. Dar pentru aceasta e venit. Nu este cu putință. Este imposibil să fie dat la o parte. Slăbiciunea omului. Și a trebuit să vină un înger din cer ca să-l întărească. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru capitolul 3 versetul 3 și 4. În versetul 3 vorbește altceva, ceea ce n-aș vrea să intru ea, dar am preferat ca să-l citim și pe acesta ca să putem mai simplu să înțelegem pe al doi. Spune așa, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în pletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcămintea hainelor. Nu asta să fie podoaba voastră. Haideți să treci, că nu de asta vreau să vorbesc. În versetul 4. Ci să fie omul ascuns al inimii. Despre aceasta vreau să vorbesc. Omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. V-a spus vreodată întrebarea ce înseamnă omul ascuns al inimii? Păi dacă este ascuns, este ceva care celălalt din jur nu văd. Și nu vede nici pastorul, nici soția, nici soțul, nici copii. E ceva ascuns. În ascunderea asta omului ascuns, pocăița aceasta ascunsă, și în ceea ce cântărește mult, este rugăciunea personală. Rugăciunea care nu este marțea, la ceasul de rugăciune, rugăciunea care nu este joia, rugăciunea care nu este duminica dimineața și nici duminica seara. Acolo trage în balanță la om ascuns. Știți ce? Rugăciunea ta personală. Care nu ți-o vedea, am spus, nici soțul, nici soția, nici copiii, ci numai între tine și Dumnezeu. Omul ascuns, pe care nu-l vede nimeni, o relație între tine și Dumnezeu. O puternică relație între tine și Dumnezeu. Care în vremurile în care suntem, permiteți-mi să vă spun ce să fie. Avem nevoie. Avem nevoie. Atunci când ești acasă singur, ți se va întâmpla să fii acasă singur, să nu fie nici soția, nici copiii, sau invers. Care sunt deprinderile unitare sau ale mele? Nu te-ai pus niciodată pe genul singur? Nu te-ai pus niciodată pe genul cu o stare? Și nici măcar să nu poți să spui două sau trei cuvinte sau cinci cuvinte și să simți o prezență divină în tine? Nu te-ai pus niciodată? Aș vrea să te îndemn. Pune-te. Și atunci când e singur, nu te apuca să faci de fiecare dată lucrurile care nu poți să le faci când sunt ceilalți în casă. Lucrurile casă.
Încearcă să te rogi singur. Încearcă să ai părtășiri cu omul ascuns și cu Dumnezeu. Și ai să vezi binecuvântarea lui Dumnezeu. Ai să vezi putere de sus. Și ai să vezi izbăvire în zilele în care urmează. Dragii mei, rugăciunea este o putere. Atunci când stai în prezența lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos stătea în prezența Tatălui și în prezența aceasta El primea o putere. Și după o zi de lucru, după o zi de vindecări, după o zi de minut, o spune Scriptura. Și ce făcea Domnul Iisus Hristos de cele mai multe ori seara? Se retrăgea singur. Și știți ce făcea când se retrăgea singur? Se ruga. De ce? Pentru că în tumultul zilei pierzi foarte mult puterea spirituală. Luptându-te cu lucrurile din prejur, cu cele văzute și cele nevăzute, pierzi multă putere spirituală și ai nevoie ca să te încarci. Și singura modalitate de a te încărca, așa cum este o mașină din asta electrică care umblă poate toată ziua și face tac. Știți care este singura sursă ca să mai umble și a doua zi? Să meargă acasă să o branșeze. Dacă nu mai are nicio șansă. N-aș vrea să înțelege literal, dar cam așa ceva este cu creștin. În fiecare zi ne chinuim sufletul și îl vedem foarte lămurit. Și avem nevoie să ne încărcăm de putere spirituală și asta o facem prin rugăciune. Prin citirea cuvântului și prin rugăciune. Rugăciunea nu este altceva decât un stat de vorbă cu Dumnezeu. În rugăciune poți să-i spui lui Dumnezeu ceea ce n-ai curaj să-ți spui la nimeni. Lucrurile cu care te lupți de ani de zile, de luni de zile, de săptămâni și nu o să poți să-i spui nici soției, nici soțului, nici copiilor, nici comitetului, nici păstorul, nu o să poți să-i spui. Ar vrea să vă spun ceva. Dar poți să-i spui lui Dumnezeu? Poți să-i spui lui Dumnezeu? Și Dumnezeu nu este un Dumnezeu care te blamează după aceea. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care după ce ai spus nevoile tale și lipsurile tale și slăbiciunile tale și scăzămintele tale și șchiopătările și adeseori nu numai cu un picior. Adeseori și căpătările noastre după amândouă picioare. Poți să-i spui lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are putere să te izbăvească. Dacă a trimis un înger să-L întărească pe Domnul Iisus, așa poate să trimit un înger să ne întărească pe noi. Aș vrea să vă spun ceva. Și îmi place mult. Îmi place mult și mă gândesc că este un lucru bun, dacă nu să-mi fiți, să fie de iertare. Îmi place de un împărat. În mod deosebit. A făcut două rugăciuni care pe mine, de fiecare dată când le citesc, mă marchează. Mă marchează. Și două rugăciuni care le-a făcut și a primit răspuns așa cum vrem noi să primim. Și tot am încercat și am analizat puțin atitudinea lui, ce l-a determinat pe Dumnezeu să-i răspundă așa de rapid, pentru că aș vrea și eu să obțin secretul ăsta. Să-mi răspundă Dumnezeu așa imediat după ce termin rugăciunea. Și vorbesc despre împăratul Ezechiel. Omul ăsta a făcut două rugăciuni pe care pe mine mă încurajează mult. Una dintre ele era atunci când era bolnav. Era bolnav și spune, a venit Isaia, trimis de Dumnezeu, prorocul Isaia, și a spus, pune-ți casa în rânduială că vei muri și nu vei mai trăi. Mesaj de la Dumnezeu, cum și virgulă, s-a terminat. Nu-i mai nimic de negociat. Nu? Când îi spune doctorii, ei pot să spună. Ei spune ale lor și Dumnezeu poate să spună contrarul. Dar când Dumnezeu spune un lucru, apoi poate să vină toată ceata de doctor și să spună contrarul. Că se întâmplă ce se împlinește ce vorbea și Dumnezeu. Și Ezechia acesta se pune pe genunchi, face o rugăciune, plânge înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu știți ce a făcut.
Știți că pământul se învânte într-un anumit sens. Dumnezeu nu l-a oprit pământul să se mai învânte. L-a dat înapoi 40 de minute. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce a terminat Ezechia rugăciunea, Dumnezeu l-a ascultat și i-a spus lui Isaia, du-te și spune-i la Ezechia. Du-te și spune-i că i-am auzit rugăciunea, i-am ascultat-o și i-am văzut și la el. Și i-a mai adăugat încă 15 ani. Și Ezechia îi spune lui Isaia, dar cum pot să cunosc că Dumnezeu m-a ascultat? Și a spus, uite, soarele s-a dus așa, cum vrei? Păi zice, mai ușor să se ducă înainte. Păi cadranul lui a să meargă 10 treapte. 10 treapte înseamnă, cred că 40 de minute înapoi. Timpul cu 40 de minute, soarele se duce înapoi. Zice, noi soarele, de fapt pământul să ajustează. Și Dumnezeu l-a ascultat rugăciune. Dar mai este o rugăciune care l-a ascultat. Și l-a izbăvit. Aici l-a izbăvit trupul lui Ezechia. De acolo l-a izbăvit și trupul și sufletul. Și din mâna cui? Tot apăcător, tot apăcatul. Asirienii. Când asirienii găsim aici în Cartea Doi Împărați, în capitolul 19, asirienii au înconjurat Ierusalimul. Nici o șansă să scape. Și a trimis împăratul Asiriei o scrisoare printr-o delegație și spune lui Ezechia, auzi să nu te amăgești. Să crezi că tu ai să scapi și Ierusalimul o să scape. Nu te amăgi, uită-te ce-a făcut tatăl meu, ce-am făcut celorlalți de popoare, dumnezeilor, nu i-a scăpat. Și nu te înșela și nu amăgi poporul să le dai nădejdi false, pentru că nici pe tine nu te-a scăpat. Și Ezechia și ce-a făcut? O lua scrisoarea lui împărat. S-o duc la generalii lui să spună ce e de făcut, păi nu era nimic de făcut. S-o duc și-a pus înaintea lui Dumnezeu. Și o spun lui Dumnezeu, uite ce spune împăratul Asiriei. Și îl spune, este adevărat. Că au nimicit popoarele și începe să le înșire pe rând. Și pe Dumnezeii lor, Doamne, dar Tu nu ești ca și ei, spunea el. Tu ești Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Tu ești Dumnezeu viu. Și Dumnezeu îl ascultă rugăciunea. Și Dumnezeu îl trimite înapoi. Și îi spune, auzi, spune împăratului Asiriei, împotriva cui îți ridici glasul și împotriva lui cui vorbești, fita Sionului râde de tine și de amenințările tale. Și știți ce s-a întâmplat în noaptea aceea? În îngerul lui Dumnezeu, trimis din cer la cererea, nu cerut Ezechia să trimită îngerul, cerut izbăvire. Dar planul lui Dumnezeu așa a fost. O trimis din cer un înger. Și noaptea aceea, soldații care înconjurau Ierusalimul și l-au împresurat. 185.000 de soldați au rămas acolo și au murit toți. Iată izbăvirea. La ce? La o rugăciune. La o rugăciune. Dar aș vrea să vă atrag atenția, să ne tragem atenția și mie și dumneavoastră cu ceva. Rugăciunea aceasta practicată. Să nu fie o rugăciune numai atunci când ajungi în necaz și în problemă. Pentru că s-ar putea atunci să nu fie ascultat. Știți că sunt oameni care numai atunci își aduc aminte de Dumnezeu când trec prin necazuri și probleme? Și de cele mai multe ori, nu intrăm în detalii, Dumnezeu nu-i ascultă. De multe ori am mai auzit să profităm de harul lui Dumnezeu. Personal consider și l-am mai spus odată câțiva ani în urmă. N-aș vrea să folosim acest cuvânt profitat. Profitat înseamnă un atârnător. Cineva care beneficiază așa. Aș vrea să folosim mai bine cuvântul să beneficiem de harul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte când am venit în Canada, am găsit odată într-o carte, într-o revistă creștină, un caricaturist creștin a făcut două caricaturi. Mi-a plăcut mult. Și am zis, este adevărat. Avea viziunea bună și adevărată creștinului. Și erau doi oameni care treceau amândoi pe două punți, care treceau peste apă. Și când au ajuns la mijloc, la mijlocul punții, a început vântul, valul și puntea se grădina. În toate părți. În toate părți. Și unul dintre ei, spunând noi, era mai evlavios,
S-a pus pe genunchi în mijlocul punții și a ridicat mâinile spre cer și s-a rugat, Doamne, scapă-mă. Contrast, s-a întors puntea și a căzut în apă. Nu l-a ascultat Dumnezeu. Celălalt, al doilea, care aceeași furtună, aceleași valuri, s-a dus tot în față. N-a băgat în seamă, nu s-a rugat, nu s-a rugat, n-a zis nimic, s-a dus tot în față. Și a trecut pe malul celălalt. Și spunea acolo ca o lecție, ca o morală. Rogă de acasă când pleci. Și tot timpul. Nu numai când ajungi la nevoie. Dragii mei, rugăciunea trebuie să o practicăm tot timpul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și spune așa, rugați-vă neîncetat. Ce înseamnă să te rogi neîncetat? Dar nu să toată ziua ești în rugăciune. Aș vrea să vă spun ceva. Când spune cuvântul lui Dumnezeu, rugați-vă neîncetat, se referă să fugeți neîncetat la Dumnezeu. Să nu faci ca și cineva care când a venit în Canada s-a dus într-o McDonald's să mănânce și a început să o ridicat în picioare și a început să zbiere acolo cu mâinile pe sus, că el se roagă, ca să oare cum se facă de rușine pe ceilalți asemenea lui, că ei nu se roagă. Și l-au luat respectiv și l-au scos afară. Și zic, domnule, tu mi-ai dat tulburi aici. Nu în felul acesta. Dragii mei, nu în felul acesta. În tot timp, în fiecare zi din viața noastră, să cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu. Și când cugeți la cuvântul lui Dumnezeu, nu ți s-a întâmplat. Și nu-mi da dreptate dacă nu zic adevărul, dar nu ți s-a întâmplat. La locul de muncă muncim singur. Și cugetând la cuvântul lui Dumnezeu, nu ți s-a întâmplat oare să fii cercetat acolo? Mai mult de multe ori ca și în adunare. Să nu desfințăm rugăciunea în adunare. Dar pentru că cugeți tot timpul la cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea și starea de vorbă cu Dumnezeu ne umplem de Duhul Sfânt, de Duhul lui Dumnezeu și ne dă putere. Iată o armă care avem la îndemână noastră. De aceea, mă rog lui Dumnezeu, ca biserica lui Dumnezeu de aici, să fie o biserică a rugăciunii. Să nu fie o biserică a rugăciunii numai marța pentru cei care pot, numai joia pentru cei care pot, numai duminica care cei mai mulți pot. Sau toți. Nu numai. În fiecare zi, dragii mei, în fiecare zi, să fie un om al rugăciunii. Să fie un om care cugeți tot timpul și în permanență la cuvântul lui Dumnezeu. Și în felul acesta, aș vrea să vă spun că șansele ca diavolul să ne biruiască și în timpul săptămânii înainte de cină sunt mai mici și sunt foarte mici. Pentru că atunci când vedeți că vine diavolul, atunci putem, dacă stăm în permanență în rugăciune, putem să-i spune lui Dumnezeu, Doamne, scapă mai milă de mine. Și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Promisiune. Într-un loc, într-un țară, spune, Doamne, Tău ascult rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine. Și în altă parte, în altă țară, spune, când strigă un nenorocit, Domnul aude și ce face? Îl lasă acolo. Îl scapă din toate. Din necazul care? Nu. Din toate necazurile lui. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este dat și amin și astăzi. Dacă oamenii și filozofii și astăzi spune și scot tot felul de lucruri noi și teorii și teoreme și vine celălalt după 50 de ani și zice ăla n-a avut dreptate. Ăla n-a avut dreptate și dă peste cap toată faima și toate teoriile lui și toate descoperirile. Așa se întâmplă între oameni. Aș vrea să vă spun. Cuvântul lui Dumnezeu este încercat. Și ce înseamnă încercat? Un cuvânt probat, testat. Este dat și amin. Are putere, a avut putere atunci. Au avut putere pe vremea ucenicilor. Și este valabil sfatul Domnului Iisus Hristos. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Mă rog lui Dumnezeu ca să fim niște oameni al rugăciunii. Să avem o atitudine înaintea lui Dumnezeu de pioșeni. Țineți minte cuvântul acesta care se folosește în România mai mult. Dar noi cei mai în vârstă l-am învățat. Să fim pioși înaintea lui Dumnezeu și smeriți. Și în felul acesta, dacă e nevoie, Dumnezeu deschide cerul și dacă o trimis îngerul să-L întărească pe Domnul Iisus, va trimite îngerul să ne întărească și pe noi, să ne scape din toate ispitele și necazurile. Amin? Amin. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.